Bună ziua și bine ați revenit la Taifascu! Tu, grăsuța! Ce faceți, grăsuții mei? Astăzi, după cum v-am promis săptămâna trecută, am zis că vă duc la un magazin unde se găsește foarte multe materiale, casă coș, casă... Am mai fost la magazinul ăsta înainte, se cheamă Hobby Lobby. Și știu că v-a plăcut la nebunie, așa că de data asta vom merge să vedem și partea cealaltă pe care nu am văzut-o încă. Dar înainte să mergem în magazin, aș dori să vă arăt cum sunt eu îmbrăcată astăzi și de unde le-am cumpărat. Deci astăzi sunt îmbrăcată așa. Iar pantalonii și cardiganul pe care îl port astăzi sunt cumpărate de la magazinul, de pe site-ul de fapt, care se cheamă Shein. O să aveți link-uri în bara de descriere. Și nu numai asta, dacă aveți peste 60 de dolari, 55 sau 58 de dolari, ceva de genul ăsta, dacă folosiți codul la TAIFAS20, aveți 20% reducere numai pe produsele plus size. Adică dacă cumpără pereche de pantaloni care sunt mărime mare sau asta care este mărime mare și cumperi peste 60 de dolari, beneficiezi de 20% de reducere doar punând codul la TAIFAS20. Așa că asta este bine. Iar eu, sinceră să fiu, sunt nebunită cum arată aceasta. Bine, și pantalonii. Deci dacă aveți probleme și sunteți mai grăsuțe, nu vă faceți probleme cu acești pantaloni. Poți să o ascunzi și pe bunica Isabela. O poți băga aici pentru că sunt destul de larg și nu numai asta, că sunt largi, dar sunt și foarte, foarte, foarte comozi. Așa că da, dacă vreți să verificați hainele pe care le-am cumpărat și unde le găsiți, geanta s-a deschis. Geanta știți foarte bine că o avem de la Rose Gal, la fel și bluza este de la Rose Gal. Centura am impresia că am cumpărat-o dintr-un second hand, iar papucei sunt de la Torrid. Așa că da, haideți să mergem în magazin și să vedem ce găsim pe acolo. Da, suntem la Hobby Lobby. Știți că data trecută când v-am adus aici, am impresia că era ornat de Ziua Recunoștinței și de Crăciun. Acum este ornat de Paști. Deci, băi, vreau să vă zic că americanii iau totul în serios. Adică totul în serios în sensul că casa lor trebuie să fie decorată de sus până jos în iepurași, gogonași. Uite cât de drăguți sunt ăștia. Am și eu de ăștia, am cumpărat acum 2 ani, cred. Cât de faine sunt și astea. Happy Easter. Și astăzi avem 40% reducere. Oh, ce frumoși sunt ăștia. Uitați puțin la ei. Uitați-vă puțin cât de drăguți sunt. Sau ăștia ai putea să-i pui în grădină. Ăștia la fel. Deci puteți să cumpărați și ouă să le ascundeți prin grădină. Dar tot... Deci, uitați câte decorațiuni au. Nu, deci e fenomenal. Eu rămân tot timpul mască când e vorba de decorațiunile de Crăciun, de Sfântul Valentin, de mai multe. Acum am văzut un... era scris acolo că vor fi 90% reducere din ceva, nu știu exact ce. Am și eu două de astea acasă, cât de drăguțe să-mi zici că sunt vintage. Dar nu sunt vintage, sunt noi, făcute gen vintage. Avem și prosopele și totul este 40% reducere. Da, haideți să vedem ce mai găsim aici în magazin. I love these colors. Vorbeam cu soțul meu și am rămas cu limba engleză. Ador culoarea asta. Eu credeam că nu am o culoare favorită, dar cred că asta este culoarea care îmi place mie cel mai mult. Aici suntem la... Cum se cheamă ăsta? Mohair? Deci nu știu cum se cheamă. Unde să-ți faci tu bluze, să-ți faci tot felul de nebunii. Aveam o vecină de-a mea care făcea... Bine, nu din astea, chiar din astea, dar ceva mai ușor, mai gros, nu știu cum. Făcea lanțuri de pus la gât foarte faine, am cumpărat și eu unul de la ea. Am să vi-l arăt poate într-un alt video. Și aici avem o grămadă de culori cu puchițele. Pentru cine nu știe, puchițele înseamnă puncte așa amintitele de cum sunt aici. Ori simple, ori tot felul de nebunii. Asta, magazinul ăsta e ca un fel de decorațiuni interioare și de craft,
craft, adică de lucru manual, unde poți să lucrezi o grămadă de chestii. Și aici avem reduce. Hai să vedem dacă găsim ceva interesant. $8.62. Nu mi se pare chiar așa de redus. Nu știu ce a înțeles ei prin reducere. Dar avem tot felul de chestii și chestioare. Ok, hai să vedem, să mergem la materiale. Asta se potrivește cu unghiile mele. Am ajuns la materiale. Uitați-vă puțin ce găsim aici. Acum nu știu, materialele astea ce poți să-ți faci cu ele? Să-ți faci canapeaua, să-ți faci scaunul, ce să faci cu ele? Mi se par foarte drăguțe. Asta poți să faci o față de masă. Uitați puțin câte materiale aici. Mi-aș face o haină din materialul ăsta. Îmi place așa de mult. Mi se pare foarte interesant. Aici ce avem? Ce este? Un epuraș? O vulpe? Da. Avem foarte multe materiale. Ia să vedem ce mai avem. Aici cred că e un fel de stofă. Asta ce e? Jeans. Material alb. Uitați aici. Cât de fain e asta. Acum nu știu. Ce-ți faci? Faci pantaloni sau faci față de masă? Ce faci cu asta? Asta știu că e față de masă, e fața românească, fața de masă tip la români. Toată lumea are una de asta în casă. Cel puțin eu aveam. Aici să-ți pui la perdele. La perdele, la să-ți legi perdeaua, să-ți faci tot felul de minunății. Aici ciucuri. Ar trebui să-mi cumpăr niște ciucuri de ăștia. Și să-mi fac cercei, frate, că tot sunt eu nebunită cu ei, nu? Cât de frumoși, uitați leacă. Și cu haoleu, ăsta e pe gustul meu. Aici avem materiale, ci că astea sunt pentru afară. Adică să-ți tapițezi, ce știu eu, perne sau pe care le ții afară și când plouă să nu se ude. Ok, hai să vedem ce mai găsim, da? Vreau o haină din asta, din asta, din asta, din asta, din asta. Uitați-vă că ce fain e materialul ăsta. Ce poți să faci din asta? Spuneți-mi și mie. Îl pui direct așa, îl tai direct așa și îl faci tablou. Ce faci din el? Cât de frumos. Și costă pe yard $22. Deci $22 pe yard. Nu știu cât înseamnă un yard. Adică cât vine în centimetri. Ce vrei așa când ești prost? Habar n-ai. Dar oricum, uitați câte am materiale aici. Uitați câte am materiale aici. E foarte faine. Foarte, 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 foarte faine. Ar trebui să-mi fac o bluză din materialul ăsta. Că am văzut că se poartă acum prins așa la mânecă, nu? Ziceți și voi. Sau să tai așa două bucăți și să-mi fac doar mânecă, să prind sus și jos, să-mi fac doar mânecă la o bluză. Mi-ar sta nașpa, nu? Voi ce ziceți? Se poartă, nu? N-ați văzut? Ia să vedem cât este yardul. Este $12.99. Mă, căciune, frate, ce mai... Oare dintr-un yard pot să-mi fac două mâneci? La $12. Aici avem tot felul de materiale. Da, foarte fain. Mie îmi place așa să merg în chestiile astea cu materiale. Și îmi vin idei. Deci îmi vin idei dacă aș lua materialul la ce aș face din el, dacă aș lua pe ăla în ce aș face din el. Uite cum mă uit la astea, sinceră să fiu, eu văd gen, văd bluze de astea, știți cum se poartă acum? De zici că e zici să zic, de la canapea. Uitați și materialul ăsta care am o grămadă de chestii cu el. Da, este foarte în trend acum. Ce să mai zic? Stați că asta nu e nimic, ca să nu credeți că ați scăpat. Asta e ca și... Asta e ca un fel de intro. Hai să vedem ce mai e. Acum am preluat eu telefonul. Uitați dacă vrei să-ți faci un cojocel sau vrei să-ți faci o haină de blană. Sau pur și simplu să pui pe jos, eu știu. Bine că să le pui așa pe jos, ți-e mai mila, cum se zice, îți este milă să calci pe ele, dar cred că astea ar fi faine când vrei să faci poze sau chestii de-astea. După avem, dacă vrei să-ți faci halat de baie, pijamale,
pături. Deci astea sunt pentru pături. Ce mai acolo? Tot pentru pături. Hala de baie. Dacă vine unul care lucrează aici și nu știu dacă o să am voie sau nu. E, uite, l-are și pe Mario acolo și Mickey Mouse. Avem o grămadă. Și în partea asta lantă avem tot ce ține să ne ajute, adică avem nasturi, avem unde să le ții, ață, ac, tot ce vreți voi. Tot ce vreți voi. Ah, ce faini sunt nasturi ăștia. Foarte frumoși. Și câte fel, uite, ăștia sunt la reducere la 75 de cenți. Aia sunt și urâți. 75, dar sunt și urâți. Oh, uitați aici, frate! Ăștia nici nu zici că sunt nasturi, pe bune, ăștia zici că sunt bijuterii. Uitați-le, că cum să-ți pui așa ceva la o bluză. Vai cât de frumoși sunt. Ia uite. Uite, leacă. Vai, vreau câte una de fiecare. $3.99. $3.99, $4, $4.99. Ah, uite ce frumoși sunt și ăștia. Deci, pe bune, zici și tu, cum ai putea să-i folosești pe ăștia pe post de nasturi? Eu n-aș putea. M-aș băga direct în bijuterii. Mai ales ăștia, ăștia sunt preferații mei. Foarte frumoși. Da. Ăștia n-ar fi la reducere, mama lor. Hai, hai să vedem ce mai găsim, ce frumoși sunt ăștia. Da, hai să vedem ce mai găsim. Aici avem pamblici. Aici avem fermoare. Aici avem ață. Aici avem unul care curăță. Aici sunt chestii pentru grădină. Adică dacă ai o grădiniță așa mică, făcută, fain. Oh, cât de frumoase și asta. Cât de frumoase sunt. Domnule, mi-e mare dragul să faci o grădiniță. Foarte faine. Ok, hai că lasă cu ochii pe mine. Revenim. Ah, am găsit ceva super drăguț. Vedeți, ea e pusă gen pentru vază. Dar eu mă gândeam, nu asta mare, că e prea mare și nu-mi cap toate pensurile, adică am cap toate pensurile, dar nu pot să le iau, uitați, în comparație. Dar mă gândeam să cumpăr asta pentru pensule. Cât de faină e! Și acolo înăuntru am să pun câteva biluțe ca să acopere până aici sus și după să pun pensule înăuntru. Nu sunt faine? Și o să iasă ceva de genul așa. Bine că și suculentul ăsta e foarte fain. Ia să văd cât e asta. $5 bucata asta. Bă, mă lași în pace, $5, dar nu dau $5 pe ele. Ce scârțară sunt, nu? Dau $5 pe ele, nu dau. Dacă era mai ieftin, da, da. 5 nu. Auto și pe sor mea. Ce faci, draga mea, acolo? Stai ca fata, nu? Da, pe ce să fac și ea. Să vedem ce mai găsim aici. Sunt multe, multe lucruri faine. Eu una ador magazinul ăsta, numai că mi este foarte greu de fiecare dată aici când intru, că cheltuie o grămadă de bani. Cheltuie o grămadă de bani și asta nu-mi place. Să că am găsit o chestie. Tara! Cât e asta? $7. 7 ani să stea acolo. $7 o fac eu faină. Și da, ia să vedem ce mai găsim pe aici. Cât de faină e și asta. Hello. Da. Hai să vedem. Ah, ce fain arată aranjat aici totul. Uitați-o leacă. Eu vreau aia, vreau aia, vreau aia, vreau aia. Unde, frate? Unde să le pun? Spuneți-mi voi unde să le mai pun. Astea sunt 40% reducere. Ah, oh, ce faină e și asta. Coșurile astea așa. Știți că nu ai casa ta. De așa mi-ar place să arate tot felul de chestii de astea pentru bucătărie. Asta e pentru tort. Poți să pui cupcake fiecare dimineață. Have a cherry on top. Foarte drăguță. Faza e că nu ai casa ta și stai cu neamurile,
este foarte greu să decorezi cum vrei tu. Eu sincer cred că dacă aș avea casa mea, aș decora stilul ăsta ca la țară. Deci pe bune, ca și cum ai fi la fermă. Așa mi-ar place să decorez. Aici scrie în fiecare dimineață, bună dimineața. Acolo nu știu ce aș ține. Aici, da, aș ține potatoes, aș ține cartofi. Mi-ar place să am așa semne de astea pe acolo. Uite încă o soră de-a mea. A, tu mă făcea lumea vacă. Uite-mă acolo. A făcut ăștia semne cu mine. Sunt vedetă sau nu? Da. Uite. Aici când dai lături la porci sau la vaci. Uite, avem și canistra de lapte. Serios, au ăștia câteva chestii de decorat în casă super, super interesante. Și tu stai și te gândești, băi, o fi pentru mine? O fi pentru mine sau o fi pentru scrofița de afară? N-are, contează. Aici avem o grămadă de alte chestii. Mobilă. Hai să vedem ce fel de mobilă au. Ce faină și asta albă. Aici ai putea să pui cartofi, ceapă, ce știu eu. Ce știu eu, bre? Știți că eu nu știu nimica niciodată. Stați că am văzut ceva interesant. Mai pe gustul meu de om nebun. Gata, să ai termometrul ăsta în casă. Dă-l leacă cât, ai de, cât de mare. Îți dai seama ce casă trebuie să ai, ce bucătărie trebuie să ai. Ce faină tăvița asta. Cred că e pentru bijuterii, da. Avem și un unicorn. De ce tăriți că ție ești azi ceramică? A, uite, asta e pentru cupcakes. Pui cupcakes acolo și se învârt. Avem și norișori. Da, hai să vedem mobila. Că am zis că vă duc la mobilă. Nu știu, sunt curioasă. Voi aveți apucături de astea în stilul ăsta? Adică să vă decorați casa gen cu mobilă de genul. Asta e pentru cineva care îl vede în mod normal, zice, că ce cu panorama asta? Asta e depus în baie și pur și simplu sprijin de perete, de sus până jos, și ții aici prosoapele. Deci chestia asta, pentru asta e. Bine că știi cum e, omul în viață e foarte inventiv și inventează tot felul de chestii. Uite, asta mi-ar plăcea să fie în grădină. Taci o leacă tu că vorbesc eu, of, ce le mai place să bagezi. Astea ar fi drăguțe pentru grădină, bine, nu știu cât de confortabil ar fi, dar sunt drăguțe așa. Aici ce e? Unde ții păsări? Nu, glumesc, e o mobilă. Asta îmi place pentru felicitările mele, asta. Și una de aia maro. Da, și 200 și ceva de dolari. Nu pot. Nu mă lasă sufletelul. 258 de dolari. Aici aș putea să pun toate felicitările. Iar vorbește asta. Nu vrea să tacă deloc. Ce fain e și asta. Aici să pui când primești poșta. Da. Te coș de gunoi. Mi-a trebuit și mie un coș de ăsta. Ia să văd cât costă. 20 de dolari. The marked price. A, 20 de dolari e prețul, dar uite, pe roz. Ar fi foarte drăguț. Asta e 6 dolari. De la 12. Nu-mi trebuie mie acum. Dar, v-ați uitat? Ați intrat să vedeți hainele de la cei de la Shane? Sau nu? Lăsați-mi și mie un comentariu. Bă, ce faină e asta! Ah, credeam că 15 dolari, că acum săream pe ea. Bă, 150 de dolari. Da, îmi place, dar numai că n-au 150 de dolari. Vin să vedem ce mai e acolo. Ustensile de scris. Nu ne interesează. Da. Ha! Da. Vă place cum am îmbrăcat astăzi?
Dacă vă place, bine. Dacă nu vă place, iarăși e bine. Vezi că mi s-a ridicat cordonul. Pă, cât de largi sunt pantaloni ăștia. Uite, leac. Îi ador. Și cât de confortabili sunt. Ok, ce mai avem aici? Flamingo. Live, love, love. Ok, cred că cam atâta. Ne vedem mai acuș. Da, grăsuții mei, am venit până la un second hand să vedem care e treaba pe aici, dar cam asta a fost video de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să mergeți dedesubt în descriere și să vedeți codul pentru reducere. V-am mai zis, la TIFAS 20 este 20% când cheltui 50 și ceva de dolari pe firma respectivă doar în hainele plus size. Plus, vedeți și voi dacă găsiți ceva ce vă place. Din câte știu, am impresia că au transport gratuit dacă faci comandă de nu știu cât. Deci trebuie să intrați în descriere de desub să vedeți exact detalii. Ok, sper că v-a plăcut astăzi cu mine. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Și nu uitați, nu băgați în seamă lumea rea și fii tu, fii fericit, pentru că asta contează foarte, foarte mult. Ok, sper să aveți o zi cât mai frumoasă și ne vedem data viitoare. Bye!